Meteorologii anunță vreme extremă cel puțin până mâine pentru județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Dolj. Vor cădea însă ploi torențiale și în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Hunedoara și Argeș. Cantitățile de precipitații vor cumula 40 de litri pe metru pătrat, însă vor fi zone pe alocuri unde se vor semnala chiar 60 de litri pe metru pătrat. Se așteaptă în continuare scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Există de asemenea posibilitatea depășirii cotelor de apărare. În satul Gropanele din comuna Doljană Grecești s-a rupt un pod improvizat, iar ca urmare a erodării malului de către pârâul Mașcot, o anexă gospodărească a fost luată de apă. Și tot în comuna Doljană Grecești, de astădată în satul Busu, două gospodării au fost inundate, iar într-un beci apa are mai bine de o jumătate de metru.